Astăzi, o altă lecție pentru tineri, dar cu siguranță e pentru familie, e pentru tot poporul. Una din crizele care lovește cu toată puterea și izbește în ușile și în zidurile caselor noastre și a adunării e criza imoralității. Imoralitatea are rădăcini antice. Să ne amintim că Apostolul Pavel scria acum aproape 2000 de ani în Efeseni 4:19 despre cei din vremea lui, grecii. Au fost unii din cei care alături de cananiți au excelat în imoralitate. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Însă, începând cu perioada modernă, cu iluminismul, apoi cu evoluționismul, dacă omul e tot numai animal, s-a lăsat pradă simțurilor, și apoi culminând cu imaginea televizată care a deschis și a trecut pragul societății noastre în postmodernism, imoralitatea s-a instaurat pe deplin. Iată o statistică ce datează din anul 2002, statistică realizată de Fundația Kaiser. 64% din programele de televiziune conțin materiale privind sexualitatea, în 61% apar discuții despre așa ceva, în 32% apar prezentate explicit. Dintre genurile de programe TV, telenovelele conduc detașat cu 96% de esență imorală. Dar chiar și programele cu caracter și conținut realist au cel puțin 28%. În rândul tineretului, v-aș mai da o singură statistică, dacă în anul 1900 permisivitatea în colegiile americane era de 3%, permisivitatea sexuală, adică ceea ce își permiteau tinerii, de la un sărut până la relații morale, fizice. În anul 2010, știți care e procentul de imoralitate în colegiile din Statele Unite? 90%. Un dezastru global. Creștinismul este, dacă e biblic, religia care nu se abate nici în partea imorală promovată de alte religii și de societatea laică, dar creștinismul nu cade nici în cealaltă extremă a unor religii care au promovat o asceză nesănătoasă. Și aceasta e tot cu rădăcini antice. Știți, spune Pavel în Timotei, capitolul 4, că unii opresc căsătoria. Biblia dă voie la o viață normală, naturală, că Dumnezeu este Cel din care izvorăște dragoste, El este Cel ce a întemeiat familia, dar ne păzește de aceste extreme vinovate, fie desfrânarea, fie în un ascetism nesănătos. Și, dragi tineri și copii, adolescenți care înțelegeți, noi întotdeauna oamenii avem de ales. Omul nu poate să fie neutru. Ori ne scăpăm spre cele două extreme, că vedeți, diavolul are mai multe variante, ori rămânem pe cărarea neprihănirii, slujind Domnului și ascultându-L. Spunea Domnul Iisus Hristos, citeți de Matei, capitolul 12, ca să înțelegem că nu există altă variantă, versetul 33. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Cuvintele la care adaug cele scrise de Ioan, 1-a sa epistolă, capitolul 2. Să știți că voi, prin ceea ce faceți, prin modul de viață care îl adoptați, voi vă declarați iubirea față de Dumnezeu sau față de diavolul, față de conceptele sfinte sau față de conceptele deplasate, fie ale imoralității de care vorbim, fie ale ascetismului de care aminteam. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și acum atenție, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci o iubire are orice om pentru ceea ce propagă lumea sau pentru ceea ce afirmă Tatăl nostru Ceresc, slăvit să-i fie numele. Și întorc două pagini, mai citind un verset din aceeași epistolă, ca să ne putem cerceta versetul 19 al capitolului 5. Știm că suntem din Dumnezeu, ce origine binecuvântată. Dar trebuie să mai știm ceva. Că toată lumea zace în cer rău. Există altă variantă? Ori născut din nou, după prototipul Scripturii, ori zaci. Adică ești legat de cer rău. Domnul să facă eliberări. Amin. Vreau să prezint trei cauze, trei crize în plan imoral. Ce a dus la starea de fapt, la această promiscuitate atât de vinovată? În primul rând, întâlnirile și preteniile premaritale. Eu am spus și altdată și în alte părți că ofer cadou o Biblie aurită. La cine îmi găsește în Scriptură un singur verset despre prietenii dintre băieți și fete. Adică o fată și un băiat să fie prieteni. Dacă îmi găsiți terminologia asta în Biblie, v-am amintit oferta. Dacă pe stradă întâlnim un băiat și o fată, de fapt e un bărbat și o femeie, și ți-o va prezenta, e prietena mea. Spuneți-mi ce se înțelege prin asta? În societate. E femeia cu care el trăiește nelegitim. Dar când un băiat credincios îți spune, asta este prietena mea, să lăsăm toți statisticile să vorbească? Știți ce înseamnă asta? O relație care nu mă angajează. O relație în care am intrat doar așa ca să fim împreună, să avem întâlniri, să ieșim seara, să discutăm, fie întâlnindu-ne, fie prin internet. Și dacă îi întreb concret pe cei doi, pe când vă gândiți la căsătorie, n-am luat încă asta în calcul. În mod deosebit pe băieți, dacă i-ai întreba, pe când vrei să te căsătorești cu fata asta? Încă nu m-am gândit. Și am stat de vorbă cu fete și nu cu una, care spuneau, frate, mă simt vinovată că la întâlnirile acestea ne permitem atingeri. Și întrebarea logică, nu vă căsătoriți? Și răspunsul, el zice că încă n-are încredințare, încă nici nu mi-a spus concret asta. Și atunci îți vine normal să te apuci o mânie sfântă și să zici, dar să pună mâna pe tine și să te murdărească, are încredințare. Suntem amici. Nu sunteți prieteni, sunteți dușmani. Și vă faceți rău unul altul. Aceste zise prietenii despre care în Biblie nu scrie nimic pentru că n-au fost așa ceva în vremurile biblice. Sunt rele pentru că, notați-le în minte cu liniuță, promovează o legătură între doi tineri care se expun fără control din exterior. Dau drumul unor pasiuni greu de controlat în libertate. Anulează rolul real al intimității. Doi numai ei singuri? Duși cu mașina la plimbare, într-un parc sau în afară din oraș? Ăsta e un drept ce trebuie să-l aibă numai doi care s-au căsătorit. Să iasă ei amândoi. Adesea se confundă dragostea cu senzualitatea. Permit ruperea unei relații fără responsabilitate, ceea ce naște conceptul nebiblic de divorț, evit angajamentul real, public și transparent al deciziei maritale, se pierde ajutorul părinților naturali, la celor de acasă și spiritual de la adunare, distrage atenția de la discutarea problemelor importante ale vieții prin crearea unui mediu artificial, cunoașterea este înșelătoare și de regulă orientată spre sentimente sub ispita de nebiruit a atingerilor păcătoase. Astfel de întâlniri pot să fie multe la număr și dacă i-ai întrebat pe cei doi, ați discutat unde veți locui, în viață ce principii aveți? Nu, n-am apucat, dar ce-ați făcut? Ați păstrat momente de reculegere, v-ați rugat în taină. Nu, că am discutat, ce? Că sunt frumoși ochii. Da, pentru că astfel de relații nu au un început și n-au un sfârșit. Sunt un drum al pierzării. Acest procent de permisivitate a crescut tocmai datorită acestor întâlniri. Și Samson, de care se amintea în această seară, a fost o victimă a unor prietenii cu filisteni, din care nu s-a născut nimic bun. N-a avut parte fericită nici de nuntă, nici de viață de familie. Vă citesc în încheierea acestei idei, în prezentarea acestei cauze, 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Ascultați-mă, dragi tineri, dacă vreți. Scrie aici de la versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. A te feri de curvie înseamnă a înțelege gravitatea acestor prietenii și întâlniri. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Și crezi că ți-l vei stăpâni acolo la plimbare, pe mal, în parc, numai voi doi în mașină? Dacă nu ți-l poți stăpâni, acasă să rămâi, acasă să te întâlnești, n-ai nicio șansă acolo. Nu în aprinderea poftii ca neamurile, pentru că modelul este din lume. Dar cei care în lume, repet, spun, suntem prieteni, de fapt, trăiesc împreună în concubinaj. Și cine și dacă se vor căsători sau nu, ne spun realitățile cotidiene. Asta fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. La arab, de exemplu, și în vremea noastră există regulă, o fată n-are voie să iasă în oraș decât însoțită de părinți sau de un frate mai mare. Trec la o a doua cauză, a doua criză. Expunerile la scene sexuale sau pornografice. Astea provoacă de timpuriu un apetit păcătos. Știți ce mutații s-au produs în tineret? Mai secole în urmă, la o fată îi venea rânduiala femeilor pe la 14-15 ani. S-a grăbit acest fenomen fiziologic cu 3-4 ani de reglări hormonale. Datorită acestor provocări apetisante, copiii care la vârsta are alții, încă ei credeau că i-a adus barza. I-au văzut scene murdare, că nu-s berze în țară atâtea. Datorită acestor expuneri vinovate, ceea ce face ca să fie provocați la autosatisfacție și să aminti textul din 1 Corinteni 6,9, Malahia, asta este. Băieți, acolo scrie textul clar, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și câtă vreme veți expune la aceste scene, n-aveți cum să nu cădeți în această ispită. Aceste scene duc la pierderea respectului pentru viața de familie. E ceva îngrozitor, fetițe mici, cineva povestea un caz, povesteau ce au văzut. Societatea noastră este plină de ceea ce poate fi caracterizat în 3 cuvinte, oribil, obscen și abject, grozăvii. Și să ne amintim cuvintele Domnului Hristos care spunea, citesc din Matei capitolul 5, versetul 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Da, privirea înseamnă imoralitate consumată. Am extras un citat din literatura ortodoxă, pentru că au și ei niște realități pe care încă nu le-au pierdut, niște adevăruri. Fiți atenți! Poate vi se pare ridicol ceea ce spun, ca să vă dați seama cât de departe am ajuns, încât anormalul a devenit normal. Epilarea, e citat ceea ce vă spun acum, sau îndepărtarea părului de pe diferite zone ale trupului, este strâns legată de felul în care ne îmbrăcăm. Îmbrăcăminte care depinde de cultura și gândirea oamenilor. O scurtă privire asupra istoriei hainelor purtate de oameni de-a lungul vremii scoate în evidență ceva foarte important. Femeile, până la jumătatea secolului 20, au purtat haine care le-a acoperit aproape tot trupul, lăsându-le descoperite fața, mâinile până la cot și capul, aici, fața. Începând cu anul 1925, în vremea bunicilor noștri, au început să afară fustele scurte până la genunchi, iar din acest moment în timp, hainele femeilor s-au dezgolit din ce în ce mai mult părți ale trupului. După 1965 se inventează minijupul, de atunci și până astăzi indecența a evoluat îngrijorător și s-a răspândit în multe din țările lume prin intermediul mass mediei. Și corelat această expunere cu ceea ce am amintit și lecțiile anterioare, că cercetările au dovedit, aici am un citat din efectele televiziunii asupra minții umane, cercetările au dovedit că vizionarea TV sau la computer, când te uiți la Facebook sau la un videoclip, o imagine, amorțește emisfera stângă și lasă emisfera dreaptă să îndeplinească toate activitățile cognitive. Partea dreaptă a creierului tratează datele în mod necritic, nu descompune și nu decodează informația în părțile ei componente. Și acum vă rog să fiți atenți la ce vă spun, la o imagine care vă aduc în față. Când te uiți pe internet la o imagine, să zicem că nu știi cine e femeia aceea care s-a lăsat pozată, filmată. Dacă să știi cât de vinovat este un asemenea păcat, imaginează-ți când ai deschis computerul, că te duci la cineva acasă, deschizi ușa unui dormitor și ceri unui bărbat să-ți lase femeia să te uiți la ea în diferite imagini. Așa e că ar părea ceva total ilegal și imoral, nu? Dar când o vezi acolo, în plan virtual, care e diferența? Efectul în sufletul tău e diferit? Nu, e același. Numai că diavolul, amorțind o jumătate de creier, ți se pare că tu, de fapt, n-ai intrat în dormitorul unei femei. Ai intrat. Vizionând, tu ai comis un adulter și ca să știi cât e de grav acest păcat, de fiecare dată când deschizi computerul, imaginează că scârție o ușă și se deschide un dormitor a unei familii. Un loc sacru, intim, pentru că fiecare femeie e rânduită pentru un soț, nu pentru o imagine publică. Și o a treia cauză, o a treia criză, pricinile de păcătuire. Prin cuvinte, relații, în mod deosebit pentru fete, și îmbrăcăminte sau nudism pentru băieți. Provocări care fac din societatea noastră postmodernă o lume în care rezistența în fața păcatului este tot mai grea. Luați în calcul și acest aspect. Fetelor, când vă pozați și treceți pozele pe Facebook-ul acela vinovat de care v-am spus, nu că vă treceți total în imagini pornografice, dar oricum în imagini provocatoare. Vă gândiți la cei care vă privesc și la faptul că sunteți o pricină pentru ei? Când discutați, poate ceea ce de față cu acea persoană n-ați îndrăzni, dar poate sub un anonimat vă permite să lansați o provocare. Și cu părinții de față, sigur că n-ați discutat. Știți că sunteți o pricină pentru alții? Amintiți-vă de momentul acela când la ieșirea din Egipt Balak a chemat pe Balaam să blasteme poporul și n-a avut reușită în forma aceasta. Dar i-a dat o idee care seamănă cu realitatea zilor noastre. Fetele să provoace băieții. Îmbrăcăminte și alte forme de atracție. Și au căzut pradă, cu grămadă. Dacă vă amintiți, fratele acela din Ucraina ne povestea, și este un fapt real, cunoscut, despre o familie care s-a refugiat în tundra sau în taigaua siberiană, în perioada interbelică, și a revenit după 50 de ani în societate. Când au văzut imagini la televizor, când au văzut societatea cum arată, își puneau mâinile la ochi, se întorceau și spuneau, păcat, păcat, pentru că s-au trezit dintr-o dată în societatea asta după absență de 50 de ani. S-au refugiat înapoi, încă trăiește o femeie din copiii acelei familii care s-a refugiat atunci. N-a putut să suporte viața și spuneau, noi vrem să fim mântuiți. Numai că diavolul ne-a dus din aproape în aproape și este ca și experimentul acela cu broscuța în borcanul cu apă care se încălzește, se încălzește până când moare și nu simte nevoia să sară de acolo. Pentru că nu dintr-o dată au fost scenele din film, la început când a apărut televiziunea, nu conțineau asemenea imagini. A fost o profeție undeva în Scandinavia că televiziunea va fi folosită pentru coruperea și distrugerea familiilor. Și s-a spus, nu se poate pentru că există legi, că tot legi sunt acum tocmai în favoarea stricăciunii. Domnul să ne păzească. Așadar, tineri dragi, ispita se consumă ieșind împreună un băiat și o fată. Nu se rezistă. Ispita se consumă vizualizând. Și nu uitați și aspectul pricinii de păcătuire, spunea Domnul, dacă cineva e pricină pentru altul, să-i se leagă o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. De aceea le spun uneori la cei ce vor neapărat să meargă la mare, a spus, caută-ți bolovanul, măcar să fie ultimul episod al păcatului. Frate, cum vorbești așa? Zic, nu, eu am citat din cuvintele Domnului Iisus. Atât e de grav să fii pricină pentru altul. Vreau să zăbomim puțin asupra soluțiilor. Ce e de făcut? Asta e societatea în care trăim. E murdară, murdară rău. Recomand discutarea acestor probleme în cadrul familiei, de către părinți împreună cu copiii. Asta să determine liniștirea copiilor și ajutarea lor pentru a aștepta. Și apoi a colabora cu ei în vederea realizării unui cămin în care dragostea trece de la egoism la altruism. Atenție, băieți și fetelor, că voi sunteți mai romantici. Dragostea care se mediatizează în vremea noastră este o dragoste absolut egoistă, care confundă adevărata dragoste cu niște sentimente de senzație. Când veți întâlni un băiat care va spune, lasă-mă să te ating, lasă-mă să te sărut, că dacă nu, nu-mi dovedești că mă iubești, să aveți tăria să-i spuneți, acum chiar că mi-ai dat dovada că nu mă iubești. Dacă m-ai iubi, ai ține la sentimentele mele și n-ai vrea ca să am mustrări de cuget, n-ai vrea să fiu o mireasă murdară și n-ai vrea să privesc în urma mea dorind să se șteargă cu buretele. Pentru că adevărata dragoste înseamnă și sentimente, dar înseamnă acel fileu grecesc, o relație de prietenie în care ofer și mi se oferă, în care mă sacrific și celălalt își aduce și el contribuția lui și apoi culminează cu acel agape în care chiar dacă singur te sacrifici, o faci. Dragi tineri, dragostea trebuie să fie exprimarea caracterului vostru, nu motivul senzual al căsătoriei. Îl iubesc. Și știi ce gândește lumea când zice asta? Am niște furnici pe sub piele. Dar furnicile astea o să moară la prima ploaie. Dragostea este altceva. 1 Corinteni, capitolul 13. Ascultați-mă ce este dragostea. Citesc de la versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare. Și cine n-are răbdare nici până la nuntă, are dragoste? Are furnici. Nu dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Și asta se va dovedi și înainte și după aceea. Nu pismuiește, nu se laudă, nu suflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Sub nicio formă nu va avea asemenea stări. Feriți-vă de miturile folclorice și nerealiste ale unei iubiri propagate în lume care sunt absolut egoiste. Ascultați ce face dragostea, scrie mai departe aici. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Asta da dragoste. Să știi că iubitul tău e dus pe front și îl aștepți fără să-ți imaginezi că altcineva sau vreo altă fată sau femeie ar afecta relația voastră. Acea încredere, acea dăruire, o dimensiune pe care numai părinții pot să o explice la copii. Nu lăsați pe cei de la televiziune și pe colegii lor de pe Facebook să le explice ce-i dragoste. Să le explice tata și mama ce-i dragostea, că ei știu ce-i dragoste. ce înseamnă viață de familie. Și Dumnezeu să vă dea o sfântă armonie în cadrul familiei. Povestiți-le astea, discutați cu ei, ar fi unica șansă să-i face să mai aștepte și să-și creeze un concept normal, curat despre dragoste. Spun acum pentru tineri o a doua soluție, puritatea, prin abstinența totală, dar totală, prin neprovocare și refuzul acceptării provocărilor sexuale, fie live sau virtual. Asta înseamnă păstrarea unor standarde în vorbire, în îmbrăcăminte, în atingeri. Standarde. Spunea o familie din Irlanda, am fost la nunta lor și apoi am vizitat la un an după aceea. Își luaseră jurnalul, erau cu el pe masă, citeau frumos, ce psalmi au avut împreună, cum Dumnezeu le-a vorbit, recapitulau mesajele, împlinirea lor și printre altele mi-au spus că au avut un înțeles. La fiecare întâlnire, dar nu din astea voiajere, dacă vreunul era ispitit să pună mâna pe celălalt, cel spre care se îndrepta mâna trebuia să strige, nu mă atinge! Și a fost o situație, două, în care fata a trebuit să ridice mâna sus, nu mă atinge, offside. A fost o situație și inversă, când ea, așa, parcă inconștient, s-a lipit de el, știți, un gest specific feminin, a fost rândul lui să strige, nu mă atinge! Și mi-au povestit, primul sărut ni l-am dat în timpul mesei, undeva ne-am retras să rezolvăm ceva. Frumos, frumoasă amintire. Pentru că, ascultați-mă ce vă spun, sărutul este provocator, iar vizualizările sunt vinovate. Fixează standarde, să nu privești o femeie, deschizi computerul, trebuie să cauți ceva. Urgent, privirea să curgă. Imaginează-ți, scârție ușa, eu nu intru în dormitorul nimănui. Sărut? Ăsta trebuie să devină oficial. Bun, că a venit din altă țară și te întâlnești și eu sărut pe față și pe ea și pe părinții ei asta. Da, nu despre asta vorbesc, dar sărutul pe buze asta înseamnă preambul pentru ceva ce nu i-a venit vremea. Sau nu este așa? Dragii mei, dacă vreți să vă păstrați un caracter sfânt, ascultați-mă câteva lucruri, notați-le cu liniuță. De ce vă îndemnăm să vă feriți de atingeri, de săruturi, de vizualizări, să vă păstrați fecioria? Este o poruncă divină. Fugiți de curvie. E dovada unui caracter sfânt. 3. Păstrează discernământul și libertatea în alegerea unui partener de viață. Tu te poți căsători cu cine vrei, că ești curat, poate veni la tine oricine, dar dacă nu, nu mă alegi. Culegi ce rămâne și nu știi cum să-ți rostești penitențele și confidențele. Apoi știi, eu, a fost, s-a întâmplat. Nu mai ai drept, e ca și când ai terminat clasa 8-a și tu ești cu medii de 5-6. Ce să mai treci tu în preferințe liceul Slavi și Ghiba Birta? Săracul, te mulțumești pe la CFR sau știu unde începi. Nu mai ai ce. Astea ți-s notele. Protejează de boli venerice și de pedeapsa pentru curvie. Proverbe, capitolul 5. M-am gândit la Roman, că scrie și în Roman, capitolul 1, dar citesc numai din Proverbe, capitolul 5, de la versetul 9. Ca nu cumva să dai altora vlaga ta și un om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să sature de averea ta, să te trudești pentru casa altuia, nu cumva să gem la urmă, când carnea și trupul ți se vor istovi. Sunt boli lăsate Dumnezeu de când a început stricăciunea asta, a explodat sida și aceste boli distrugătoare. Și-au primit pedeapsa în însăși trupurile lor. Păstrarea purității înseamnă o ofertă și o împlinire întreagă pentru viața de familist. nu îi vei oferi partenerului o haină uzată, ci îi vei oferi o haină nouă. Este frumoasă imaginea aceea. Fiecare băiat, fiecare fată are un pahar de apă plin și trebuie să grijești de el. Și dacă îi dai la un băiat un sărut, i-ai dat deja un strop de apă. La altul îi dai un brățișar, deja s-a mai vărsat o linguriță din pahar. Și apoi pe când te măriți și tu îl întrebi, tu mai ai apă la tine? Și apoi ce o să mai rămână? 2 pahare cu aer. Și în loc să-i dai sentimente celuilalt la vremea potrivită, apoi nu știi cum să te scapi, să spui și ce să ascunzi și ce să... Dumnezeu să aibă milă. Pentru că vine vremea să oferi sentimente. Iată ce vă citesc din Proverbe 5, de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Vrei să ți se versi izvoarele afară? Să scurgă râul pe piețele de opți, lasă-le să fie numai pentru tine, izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de nevasta tinereții tale, fii îmbătat de drăgălșiile ei, când o să bei paharul plin, să ai bucuria aceea. Domnul să vă dea. 3. Dacă nu v-ați încadrat la ce am spus până aici, dacă părinții nu s-au făcut datoria destul să discute și să vă protejeze, dacă voi n-ați fost serioși și nu v-ați păstrat puritatea, ce-i de făcut? Mărturisiți-vă păcatele și suportați-vă consecințele. Că Dumnezeu nu mustră fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Suportați această realitate. Acceptați pedeapsa dacă este cazul. Fugi de poftele tinereții, n-ai fugit, fii sincer. Îmi spunea un frate, când am început să îi spun fetei că urmea să mă căsătoresc, știți ce îmi venea să-i spun? Și am spus la păstor înainte de a mă boteza. Simțeam că trebuie să mă descarc. Să-i spun, uite, eu ăsta am fost. Nu mai puteam să-mi duc povara. David a fost pedepsit pentru păcatul lui. Domnul l-a reabilitat apoi. Au rămas anumite efecte. Însă Domnul s-a îndurat apoi de Solomon. N-au murit toți copiii la rând. Pentru că sunt unii care și-au ratat fecioria. N-au decât să se mărturisească în smerenie înaintea Domnului, să știe că Dumnezeu este Sfânt și să facă studiu pe Evrei 12. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului când ești pedepsit, căci Domnul mustră pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu care îl primește. Mulțumim Domnului că încă îi primește și pe aceștia. Sunt fii risipitori de care numai Domnul poate să se îndure și numai El poate să-i sfințească. În textul din 1 Corinteni 6, 9 și 10 spunea de toate aceste păcate și apoi scrie în versetul 11, așa ați fost și unii din voi, dar ați fost spălați și sfințiți și lucrul acesta poate să-l facă numai Dumnezeu. De altfel, gândindu-ne la evangelizare în societatea noastră, să se pocăiască un tânăr de 25 de ani, o fată de 25 de ani, mare minune să mai fie asta fecioară. Și trebuie să-i spunem, uite, Dumnezeu și pentru tine mai are un har, nu ca și pentru alta care a rămas credincioasă în adunare, diferențe. Dar trebuie să-i se ofere și celui în cauză o nădejde și Dumnezeu să aibă milă. În al patrulea rând, spun ceva ce ar trebui să ofere bucurie unora și liniște. Celibatul natural pentru cei care au chemarea aceasta din naștere, adică nu le este dat să se căsătorească, sau celibatul social, asta până la căsătorie, oferă satisfacții care sunt un har divin, un dar de la Dumnezeu. De aceea, fetelor care încă nu v-ați măritat, băieți care ați întârziat să vă căsătoriți, dacă n-ați avut probleme, n-ați avut ispite, pofte care n-au putut fi controlate, rămâneți liniștiți. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, este o învățătură apostolică, ba mai mult îndrăznesc să spun că, dat fiind vremurile care vin, ar fi bine dacă îl puteți să-l credeți pe Apostolul Pavel. 7:7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați le spun că este mai bine să rămână așa. Trec de la versetul 26. Iată dar ce cred că este de folos, având în vedere strâmtorarea de acum. Fiecare să rămână așa cum este. Versetul 32 arată avantajele fecioriei, versetul acesta pentru băieți, cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Pentru fete, versetul 34. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul, vii la repetiții când vrei, seara te culci liniștită, nu te supără nici bărbatul, nici copiii, nici soacra nu-ți dă telefon, n-ai nicio treabă. Numai că nu știu cum se face uneori, că e ca în întâmplarea aceea că două fete, una s-a măritat, una nu s-a măritat și s-au întâlnit cu ceva ocazie și după ce au rămas la spălatul vaselor, cea măritată zice, azi toată ziua m-am gândit la tine, ce liniștit ești, tu n-ai nicio grijă. La care cealaltă zice, eu toată ziua m-am gândit la tine. Nu ca mine, mă duc la casa rece, dacă îmi fac mâncare am, dacă nu, m-am zis, fericit ești tu, ai bărbat, ai copii. Săracii ar fi vrut parcă să schimbe. Să nu faceți greșeala asta până nu sunteți măritate, să vă pare rău că nu v-ați măritat mai repede și după aceea să vă pare rău că vi se pare că v-ați măritat prea repede. Bucurați-vă de ziua care o trăiți. Numai trăiți-o sfântă în curăție cu Domnul, amin? Și ultimul rând, poate zice, dacă frate ne oprești prieteniile, acum noi cum ne mai căsătorim? Nu veți găsi în Biblie termenul de prietenie, dar veți găsi în Biblie ceea ce s-ar numi curtare cu logodnă și nuntă. Băieților, când vreți să vă însurați, dar nu în clasa a 10-a. Atunci e bine să te căsătorești cu cartea de matematică. Nu amăgiți fetele. Viața de căsnicie este un volum imens. Și când discuți cu o fată, tu începi deja să citești din această carte. Citește-i titlul mai întâi. Atâtea fete vin și spun, uite, băiatul ăsta cred că are o intenție serioasă. Și eu întreb, dar ți-a grăit ceva? Încă nu. Și atunci tu tot citești din cartea asta și fata tot se trudește să vadă ce scrie pe copertă. Și tu, numai coperta nu i-o arați. Că așa e în relația asta de prietenie. Apoi tu bași cartea în buzunar și spui, nu asta am vrut, altceva, a fost un paragraf, așa, un citat din... Fiți serioși! Bucurați-vă de ajutorul părinților, al prorocilor, al fraților de slujbă și când vreți să vă căsătoriți. Nu porniți de unul singur. Ai părinți, ai bunici, rugați-o pentru mine, am un plan, am avut un vis, o descoperire, socotesc că e vremea, am servici, vreau să căsătoresc, rugați-o pentru mine. Uite, vreau să încerc la fata aceasta. Recent îmi spunea cineva despre un băiat care, cu minte, se lăsa ajutat de părinți. Era undeva o fată, o familie cu vreo 14 copii și tata ei într-o zi mătura pe acolo și Domnul îi spune, la anul, pe vremea aceasta, ați trimit băiatul pentru fata ta, Lidia. Și a trecut anul, bătrânul n-a uitat, era ultima fată, aștepta să căsătorească. Doamne, mi-ai promis. Și în timp ce se gândea, el se deschide poarta și apare un tată cu băiatul. Ăsta o fi. Și Domnul a vorbit și mamei fetei că o săptămână înainte de a veni băiatul. Săptămâna viitoare îți voi trimite omul și răspunsul la rugăciune. Ce frumos! Dar dacă părinții lui nu știu, părinții ei nu știu, prorocii încă n-au anunțat nimic, frații de slujbă li se pare suspect ce se întâmplă și ei vedem, îi zărim. Pe unii zărim pe bulevard, pe alții zărim numai prin lumea internetului, ne spun colegii lor. Ei deja au poze împreună. Apoi, dragii mei, voi cu pozeșul v-ați înțeles și socotiți că e destul? Dacă el v-a făcut poză, credeți că e de la Domnul, nu? Dacă a ieșit poza, înseamnă că să fim împreună. Cereți ajutor! Discutați cu părinții, asta e foarte important, nu refuzați o consiliere și când părinții vă dau un sfat, nu spuneți ca Samson, mi-o iei și gata, îmi place, dacă nu, tot o fac. Ce să mai facă părinții? Până la urmă trebuie să-l ajut să-ți facă nuntă, nu? Da, numai că o să doară. În 1 Corinteni 7 acolo scrie cine își mărită fata, cine nu-și mărită fata, ce înseamnă asta? Că părintele ar trebui să aibă un drept. Vreau să vă amintesc, fără să le comentez, trei situații de căsătorie din Biblie. Isaac și Rebeca. Care ați vrea să aveți o fată bună ca Rebeca? Fecioară, frumoasă și să o poți iubi după ce te însori. Toți băieții ar ridica mâna sus, nu? și întreb, dar care vreți să vă ajute alții la pețit ca pe Isaac? Toți s-ar băga mâinile în buzunar și ar părea bosumflați, mă descurc eu. Ei, de când se descurcă băieții singuri, se încurcă. Acolo a cerut ajutorul lui Dumnezeu, îmi place pasajul ăla din Geneza 24, scrie acolo că Avram era bătrân. Și discută un bătrân, încă cu un bătrân, cu cel mai bătrân rob din casa lui. Doi bătrâni făceau plan cum să însoare un tânăr. Și primul bătrân zice la al doilea bătrân, pune mâna sub coapsa mea și te pui să jur pe unul care e mai bătrân. Unul bătrân de zile. Că trebuie să însurăm băiatul ăsta. Apoi când ăștia trei bătrâni se pun la treabă, o să iasă treabă bună. Dar când tânărul nu ține cont de bătrânii ăștia și nici de Dumnezeu, apoi o să fie, cum nu o să-ți placă, o să fie de poveste. Celălalt exemplu, Iacov merge la socri, așa au fost împrejurările, dar acolo era o fermă mare. Vă rog să vă gândiți, băieților, Iacov și-a permis intimități cu Rahela? Credeți că n-ar fi cunoscut-o în noaptea aia dacă și-ar fi permis? Dar așa era de străin de ele încât nu știu care e una, care e alta. Pentru că s-a păstrat curat. Și în al treilea exemplu, Iosif și Maria. Scrie în Genesa 1, de la 18 la 25, că Iosif se gândea să o lasă. S-ar putea să intri într-o relație din asta, îi spui părinților fetei, am o intenție serioasă, vă rog, păstrați secret, e vorba și de onoarea fetei voastre, eu m-am orientat spre fata voastră. Vă rugați voi, ne rugăm noi, dacă a fi să fie de la Domnul, să facă voie Domnul, dacă nu, ne retragem cu cinste și Domnul să călăuzească pe fiecare. Se gândea să o lase pe ascuns. Dar Maria din nou avea legătură cu o bătrână, cu Elisabeta, erau curați, neprihăniți și chiar dacă ar fi trebuit să strice logodna, n-ar fi trebuit să pui pe nimeni la disciplină. N-ar fi fost un pericol, n-ar fi fost o problemă pentru nimeni. Lăsați pe Dumnezeu și părinții să vă ajute, nu vă angajați în astfel de prietenii la gândul că poate ne vom căsători. Eu vă spun că nu numai că poate, riscul e mare să păcătuiți și procentul e foarte redus ca voi să vă căsătoriți. Închei reamintindu-vă că în perioada asta, dat fiind acest potop de desfrâu, e un citat din 1 Petru 4:4. Dragi tineri, poate credeți că vă obosim tot spunându-vă, dar când vine puhoiul acesta de murdărie peste voi, nu-i normal să vă apucăm de mână și să vă tragem din calea apelor. Oare nu-i de datoria noastră să vă învățăm ce e aceea dragoste, ce înseamnă familie și să vă feriți de provocările de ceea ce lumea numește a fi dragoste? Să ne luăm după cei de la televiziune, după provocările vipurilor din lumea aceasta care nu sunt în stare să aibă un copil și dacă l-au nu sunt în stare să-l crească 3 ani împreună. Ce să învățăm de la ei? Învățați de la părinții voștri. Citiți ce spune Biblia despre ceea ce este viața de familie. Și un ultim citat din Filipeni, capitolul 2. Voi nu mai sunteți toți sub ochii părinților, dar îndemnul nostru este să înțelegeți că în singurătate, în decizia voastră independentă, Filipeni 2:15, voi, dacă vreți, alegeți una ca asta, ascultați. Filipeni 2:15, să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Dumnezeu să vă ajute să puteți lua o astfel de decizie ca să vă puteți păstra curați indiferent de ceea ce este în lume și voi și părinții voștri să vă bucurați la vremea potrivită și aici și în eternitate. Amin.